Două persoane, vind pe partea dreaptă, o luat în partea stângă femeie, lui o dat din jantă acest obiect, eu m-am să magazin, am luat o laternă, am venit, m-am uitat, păi și m-am uitat, m-am dus și am adus părintele și părintele o descântat-o și am luat-o și am dus-o și am pus-o în o gradă și am anunțat poliție. Dar de ce vi s-a părut așa suspect acest pachet care l-a... Am mai găsit adesea ori, mai periculos ca acesta. Și ce anume conținea mai periculos? Mai era căcărează de el, mizerii, nu știu ce, și cum m-am mai explicat. Lumânări, să aibă o buruiană, o sunătoare de asta care te face ca să te distrugă, ca să nu fii om în viața ta, să te bagi cu rest, te șerți toată ziua. Preotul ce v-a spus? Ceva, părintele a spus că e ceva periculos. Așa ceva, floarea asta e periculoasă pentru distrugerea căsii. Distrugere ca să nu, magazinul, nimeni să nu mai vine și magazin, să mă distrugă, asta e. Cine credeți dumneavoastră că a făcut gestul ăsta? Păi ăsta, după cine? Marco Vasile și cu Marco, cum o cheamă? Marco Profira din Jean.